Bună seara, prietene, l-am alături pe Andrei de la FC Nemo. Bună, Andrei! Bună! Ce s-a întâmplat în seara asta? Păi, nu poți să joci cu o echipă făcută în două ore de la colțul străzii. Noi am fost decât 4-5 din echipa inițială și ei sunt pe primul loc. Au fost peste noi, mai buni. De ce n-ați reușit să câștigați, ceva dezavantajat? Că n-am avut echipă, în primul rând. Că suntem 4-5 din echipa inițială, ți-am zis. Nu sunt scuze, dar sunt mai buni ca noi, oricum. Și dacă avem echipa inițială, ne bătem. Veți aduce oameni noi? În primul rând să aducem oamenii vechi și da, stai seama, să facem o echipă mai dinamică. Următorul meci îl câștigăm, sigur. Veți mai face și alte schimbări în echipă? Categoric, da. Cum ar fi? Vom face schimbări în echipă. V-a motivat în vreun fel înfrângerea din seara asta? Nu, băieții oricum au intrat timorați, nu pot să zic că ne-am motivat, știam că sunt, ei sunt pe locul întâi, noi suntem unde suntem, dar mai sunt etape de jucat. Ei probabil vor lua campionatul, vor promova. Ce părere ai despre echipa adversă? Sunt jucători cu experiență, sunt mulți jucători cu experiență pe care îi cunosc și au valoare, au avut și au. Să înțeleg că ești de părere că asta e avantajată? Asta și faptul că noi n-am avut echipa întreagă astăzi. Probabil altfel era meciul, poate ne băteau, poate nu, cine știe. Ai remarcat pe cineva de la echipa lor? Toată echipa, pasează mult. Pe viitor ce planuri ai pentru echipă? Te-am spus să facem niște schimbări și să jucăm la meci la meci din ce în ce mai bine. Un succes îți doresc și o seară frumoasă. Seară bună. Nu uitați să dați like pagina noastră de Facebook Liga Prietenii, să vizitați site-ul nostru oficial ligaprietenii.com. De asemenea, le mulțumim sponsorilor noștri de la Homa Sport Shop și Cipita. Pa, pup!